Bună, dragi prieteni, astăzi jucăm un joc, să vedem și noi noul update din jocul rusesc Soviet Cops. Mă uitam totuși așa să vedem și noi ce mașină am putea conduce și de care mașină. Uitați câte moduri s-au pus aici. Sunt în rusește, așa că da, putem să știm ceva. Ducem un oaz. Nu prea aș vrea un oaz. Nu știu ce ziceți voi. Că sunt mașine de astea, de taxi, de chestii de genul ăsta. Ce mă dezamăgește că nu merge ăsta care vedeți. Cu autobuzele. Aș fi luat un autobuz și aș fi condus, să uitați. Nexam. Merge. Și pe atunci cred că conducem un Lada Samara. Sau un mars, nu știu. Așa. O să conducem o Lada 1200 pe când. Stai așa, să o caut. Aia, Lada Samara, uitați-o acolo. Și oaz, și mozbiciuri avem aici. Este un Mozbici. Hai să conducem un Mozbici. Să vezi și cum se conduce Mozbici. Se pare că s-au mai adăugat ceva moduri noi. Și mă bucur de asta. Dar uitați-vă, de ce ame urâte ne pun ăștia de aici. O să aștept până scap de reclamă. Am zis să mai fac și eu ceva gaming. Dacă canalul ăsta se numește canal cu promovări gaming și vloguri, de ce nu? Dar, dragi, eu trebuie să fac un mic anunț. Anul viitor s-ar putea să-mi cumpăr alt telefon, pentru că telefonul pe care am nu prea mai funcționează corespunzător. Am ceva probleme cu telefonul, deci are o chestie cam urâtă. Mă scoate din WhatsApp și asta nu-i prea fain. Deci aici avem un Mozbici. Un Mozbici foarte frumos. Așa. Înăuntru uitați și fainii. Nu știu ce mod de Mozbici e, nu mă pricep. Ok. Asta e o prietenă, deci e o prietenă de-a mea, o BFF-ă de-a mea, așa că nu luați în seamă. Este să pornesc cam impresia și nu știu eu. Iată ce făcui. Ieși din mașină. Deștept. Așa. Să vedem și noi de unde o pornim. Aha. Am reușit să pornesc mașina. Ce minune. Ok. Hai să vedem. Hai! Hai! Hai, Mozbici! Mozbici! Jos, nu știu ce-i. Mozbici. Bă, dacă te trebuie să fie așa, mă îndoam. Să fac. Caut unul mai bun. Aha, uite. Of, nu mă duc unul de astea de țară, nu. Hai. Nu m-aș vrea să mă spui ce unul de ăsta. Nu-mi prăsim de unul ăsta. Nu merge cam greu controlul. Să mergem prin interior. Este de greu de controlat. Ce se întâmplă pe stradă asta? Ca Mozbici. Mozbici.
Hai cu panta, hai cu panta. Uite. Uite, știi că poți. Haide, perfect. Nu știu și că mai e cine se întâmplă. Da, știu cum am melodie. Nu pot să fie așa, că mai dă și cu tine, nu? Nu am făcut nimic. Tu mă vede cum te ia pe tu. Cum intra pe mine, că uite ce plan ce e pe tot. Și cum intra pe mașină. Noi încă să avem o autostradă să se vede din asta. Ia, și zice, suntem în oameni, și eu zic că da. Ia să vede o așa. Dar nu am spus asta. Cam bine, mai ieși pe așa, nu fii atent. Ups. Ups. V-am spus că nu mă putut. Mi se pare că mă vezi din pe, și deșteptă. Nu mă știu când am penalizat, dacă mă duc. Iată-mă, ne punem aici. Apar ca mașina aici. Prieteni, cam asta și cu videoclipul ăsta. N-am fost prea lung, știu. Am zis că parcăm și noi Mosbiciul nostru în garaj. Grafica e ok, e foarte bună. Se și observă ce grafica cât de bună e și, cu, și eu așa mai privește bună. Deci și mie în comentarii dacă stii, dar eu așa știu foarte bine Mosbici. Partea proastă este că nu-mi scrie în engleză în joc și nu mă rusește. E o mașină care e frumoasă. Mă bucur totuși că e intactă și că nu mi-am făcut-o praf. Dar și voi seama și cu mașinile astea din jocuri, cât de greu e să le conduci. Merge totuși binișor jocul, se mișcă bine așa. Ce zice, să mai conducem un pic, nu? Cam așa că videoclipul ăsta, cam asta a fost și cu condusul Mosbiciului nostru. Și da, din joc. Bye.